Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. Accidentul violent de sâmbătă a șocat opinia publică. Doi bărbați nevinovați au murit striviți în câteva secunde de un șofer vitezoman chiar pe strada Ștefan cel Mare. El și pasagera lui au rămas vii. Șoferul riscă 10 ani de închisoare. Un accident similar s-a produs acum jumătate de an, când un Porsche s-a izbit cu viteză de un troleibuz pe Alba Iulia în sectorul Buicani. Discutăm la emisiunea de astăzi despre cazul din noaptea trecută, nesiguranța la trafic, accidente și viteza care ucide. În câteva minute vom transmite în direct conferința de presă a Inspectoratului General al Poliției cu noi detalii despre accident. Autoblog.md scrie că șoferul teribilist a pariat pe 50 de euro înainte de accident. Pasagera lui a rămas și ea vie și a postat pe Instagram o poză cu rănele de pe frunte. Iar din filmulețele sale precedente se vede cum cei doi au mai circulat cu 195 de km pe oră. Aflăm mai multe detalii de la Constantin Mihalachi, editor șef Autoblog.md. Este în legătură directă cu noi. Constantin, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Am aflat ieri în rețele de socializare, apropo, cine sunt cei doi care au fost în Audi în noaptea de sâmbătă și a fost foarte mare interesul pentru cine a fost șoferul și pasagera lui. Anume, vreau să te întreb, ce a stârnit cele mai mari indignări în opinia publică după accident? Din ceea ce am observat noi, oamenii vroiau foarte repede să afle cine era la volanul acelei mașini. Din câte am văzut noi și, de fapt, până la această oră, vedem ce se întâmplă acum la conferința de presă care urmează să se înceapă. Dacă va fi confirmat persoana despre care deja se vorbește și inclusiv și noi am dat și alte surse au menționat cine este persoana. Oamenii, așa cum este sau am mai văzut noi în istoria acestei țări, uneori, în cazul la așa mari accidente, cei care sunt vinovați scapă destul de ușor și oamenii erau foarte indignați, vroiau să afle repede cine este persoana care se afla la volan, dacă nu cumva este cineva cu legături mai sus și dacă cu adevărat își va ispăși. Dar cum crezi, care este evoluția acestui caz? S-a deschis dosar penal, știm bine. Cum crezi că vor evolua lucrurile mai departe? Păi deja s-a discutat și am văzut mai multe, la fel, știri, discuții cu juriștii. Teoretic ar trebui să fie un dosar penal, teoretic ar trebui să fie cu ispășire de pedeapsă, însă legea noastră în același timp este destul de permisivă și chiar și pentru astfel de greșeli mari în trafic poți scăpa chiar și cu fără să stai fizic în închisoare, dar nu știu, cu câțiva ani cu suspendare. Deci, în acest caz, vedem cum o să lucreze instanțele de judecată pe marginea acestui caz de rezonanță, pentru că foarte mulți oameni își doresc ca anume acest caz să devină unul demonstrativ și pentru alții și astfel ceilalți conducători la trafic să știe că nu ar trebui să mai facă așa. Cel puțin asta am văzut eu pe rețelele de socializare și cam asta am văzut din partea publicului. Aha, deci totuși așteptarea este ca șoferul să răspundă pe drept și așteptarea publicului este ca să facă totuși cât mai mulți ani de închisoare. Legea înțelegeți, în comparație cu acel accident care a avut loc în septembrie anul trecut, în care domnișoara a intrat în acel troleibus, toată diferența este că cel care s-a făcut vinovat de acel accident a și decedat la ceva timp după. Deci, până la urmă, asta a fost finalitatea, una tragică de altfel și pentru ea și pentru cel care era pasagerul de alături. Aici, însă, rezonanța este la fel de mare în cazul accidentului ăsta, poate chiar ușor mai mare, pentru că vorbim despre curse ilegale și un pariu la mijloc, dar uite că are cine să răspundă și ambii pasageri din Audi, inclusiv și cel mai important, cel de la volan, este ok. Deci toată lumea vrea să vadă cum o să se termine asta. Da, ai spus mai devreme că a fost un pariu înainte de accident. Asta înseamnă că șoferul care conducea Audi-ul a pariat înainte de aceasta pe 50 de euro. Pentru ce? Sursa noastră care ne-a dat aceste detalii ne-a comunicat că urmau să ajungă într-un punct prestabilit de către ei doi. Din păcate, noi nu știm exact unde este acel punct, dar chiar și într-un video care este pe rețele, iarăși pe rețelele de socializare,
putem vedea reacția unor șoferi imediat după acel accident și în care iarăși se confirmă ipoteza acestui pariu. Deci se vede că s-au înțeles ceva între ei. Eu tare aș vrea să văd a doua mașină, să înțeleg care este ea. Sunt sigur că autoritățile poate astăzi o să ne spună ceva. Și o să apară noi filmulețe, să... asta înseamnă, da? Pentru că și acela ar putea să fie pasibil de pedeapsă sau nu? Posibil că da. Doi, vreau să înțeleg cât de rezonabilă a fost această cursă și dacă din start cineva era sigur că pierde această cursă și de ce s-au mai avântat să facă asta. Nu știu dacă înțelegeți ce zic, dar un Audi S8 este o mașină foarte puternică. Dacă s-a luat cu, la un pariu cu cineva cu o mașină mult mai slabă, nu înțeleg care a fost în general logica. Ea din start nu există ca să faci așa ceva, dar dacă și mai pui cu o mașină să te expui tu și alți oameni din trafic unui asemenea risc, ca să ce? Să întreci o mașină pe care și așa toată lumea știu cum treci. Da, băiatul și pasagerul au rămas vii datorită faptului că mașina este una performantă și că au funcționat toate măsurile de siguranță de la pernă și celelalte? Ambele mașini pe partea de siguranță, atât Priusul cât și Audi, sunt mașini mai moderne și destul de echipate din punct de vedere al siguranței, cu airbag-uri și tot felul de sisteme necesare. Audi, bineînțeles, S8-ul fiind o mașină mai mare, bineînțeles că face față unor forțe mai mari în așa caz. Plus, toată lovitura a luat-o Toyota. Deci acolo erau șansele mai slabe. Audi a ricoșat și uite că astfel forța a lovit într-o Dacia unde se afla o familie, apropo. Exact, și asta este încă o parte gravă. Șoferul a rămas viu, foarte mulți încă de ieri se întrebau ce se va întâmpla cu el. Am înțeles că are piciorul rupt, mai multe detalii nu se cunosc despre el. Rita, cine din informațiile care le am eu, nu a avut el niciun picior rupt. Au apărut informații despre aceasta ieri, ai observat? Da, au apărut ieri informații despre aceasta, dar n-au fost confirmate. Nu știu, așteptăm, pentru că asta este și una din problemele pe care le au mulți oameni pe rețelele de socializare cu autoritățile. Nu a ieșit nimeni să ne dea mai multe informații și cred că era cazul să o facă chiar și ieri seara. Nu cunoaștem tare multe răspunsuri la tare multe întrebări, inclusiv asta. Din sursele care le am eu, șoferul a fost preluat, a fost dus la spital, acolo i s-a făcut o verificare și a fost lăsat să... Cum a fost? Adică s-a dovedit că nu are nimic și el pur și simplu a plecat și după asta l-a reținut poliția undeva în altă parte. Asta e ceea ce știm noi, dar trebuie să vedem ce ne spun și autoritățile. Dar cum crezi, băiatul acesta ar putea să își repete distracțiile pe șosele după accidentul eu de sâmbătă? Că dacă nici asta nu-ți mai dă o lecție, atunci înțelegeți, accidentul ăsta cel mai probabil o să-i cam strice destul de mult viața și asta o să-l urmărească întotdeauna. Eu nu știu cât de, nu știu, iresponsabil să fii să mai faci asta chiar și după asta. Apropo de fata care era alături de el, ea a reușit să-și facă un selfie și după accident cu zgârieturile pe care le avea pe frunte. Au urmat după aceea mai multe comentarii negative și vreau să clarificăm, ea cu ce este vinovată? Fata, legal nu ar trebui să fie vinovată cu absolut nimic, chiar dacă mergea, era ea pe scaunul pasagerului, nu apăsa ea pe pedale și nu întorcea ea de volan. Dar ceea ce a indignat publicul este comportamentul ei de până la accident și de după accident, unde deodată a înțeles că nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri și să intre în astfel de peripeții și deodată a venit și ideea ca și sfaturile pentru cei care o urmăresc ca să aibă grijă de cei dragi, ca să nu nimerească în accidente rutiere. Dar exact cu câteva secunde înainte de asta, în acel video, vedeam cum ei circulă prin oraș cu muzică tare, distrându-se și, bineînțeles, nu se gândeau la ce 195 de kilometri pe oră era în filmuleț, dacă ai atras atenție chiar din primele secunde și cu mesajul că, bun, n-am să citez motamo, dar că le este tot una de toți și de tot. În postarea ei. Am văzut. Asta e că noi nu ne-am legat prea mult de această viteză, pentru că nu știm când a fost filmat. Stories-urile le poți încărca și având un video filmat mai devreme. Comenturile, unele apăreau că adică ar putea să fie o înregistrare făcută în luna februarie și au fost alipite cu poza de după accident.
Na, o să vedem, foarte, că nu se știe. Foarte posibil. De asta noi nu ne-am legat de această, de această viteză și noi așteptăm să vedem a fost deja fiind confirmată de către autorități. Mai am o întrebare legată, știi de ce? Despre ce ne vorbește însuși faptul că această situație, acest raliu s-a produs pe Ștefan cel Mare, la o distanță foarte mică de IGP, la 100 de metri și la doar 200 de metri de Ministerul de Interne? Așa? Sper că mă vedeți acum. Faza cu Ștefan cel Mare, aici este o mare dilemă, de altfel și pentru noi. Eu nu știu câtă lume cunoaște, dar noi în Chișinău avem 8 puncte fixe cu radare, deci unde se fixează viteza mașinilor care trec. Noi nu avem niciun radar fix pe bulevardul Ștefan cel Mare. Un bulevard pe care în trecut am avut și viteze de 200 de kilometri la oră, viteze de aproape 200 de kilometri la oră și nu este un secret pentru autorități că acolo se organizează sau se merge cu viteză mare. Respectiv, întrebarea mea principală este de ce pe acest bulevard nu există vreo cameră fixă care să fixeze viteza. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Sau dacă mai ai ceva de adăugat și de comentat, nicio problemă. Mai facem legătura și cu domnul Denis Țurcanu, care a fost prietenul lui Alexandru Satâi, unul dintre cei doi decedați sâmbătă în accident. Amintesc că doi oameni nevinovați au murit loviți în viteză sâmbătă noaptea. Este vorba despre un șofer de taxi și despre un angajat al penitenciarului Pruncul. Șoferul de taxi a lucrat și în calitate de instructor la o școală auto. Prietenul lui Alexandru Usati, domnul Denis Țurcanu, este în direct cu noi. Domnul Țurcanu, bună ziua! Bună ziua! Rita, vreau să fac o precizare. Da. Da. Până la urmă pot să mă consider prieten, dar în primul rând am fost superiorul lui Alexandru în perioada anilor 2016-2019, când într-adevăr dumnealui a activat în cadrul școlii noastre. Cu toate condoleanțele, acum vreau să continuăm să discutăm fix pe problemă. Și acum o să vorbiți în calitate de specialist. Ne interesează cum se întâmplă că anume cu permisul în mână acești vitezomani continuă să-și facă distracțiile chiar în centrul Chișinăului și culmea că astfel de situații ar putea să se repete. Deci, stimați telespectatori, vreau să înțelegeți cu toții un lucru. Deci, în majoritatea sa, societatea de mult timp a realizat care este pericolul atunci când mergi peste limita de viteză, când încalci regulamentul circulației rutiere, dar în continuare, în fiecare localitate, în țara noastră, există indivizi, să-i numim așa, care pur și simplu nu iau în seamă care este regulile de comportament în această societate, nu respectă participanții la trafic și deci acele, spunem, emisiuni, operațiuni speciale, observ eu, nu au nicio influență asupra comportamentului lor. Care operațiuni? Despre nopțile albe vorbiți sau despre care? Și ce e legat de viteză, și nopțile albe, și verificarea actelor, mai ales în cazul automobililor care au fost înregistrate în alte state. Noi cunoaștem problema asta de mulți, mulți ani. Automobilele care provin din Bulgaria, Lituania, din țările baltice. Întrebarea asta a ridicat-o și colegul în autoblog nu odată. Și domnul Țurcanu, am să vă întrerup un pic, pentru că noi avem acum chiar în direct despre accident o conferință de presă a IGP. Haideți să o urmărim. Pe această cale, permiteți-mi să-mi exprim condoleanțe rudelor și prietenilor persoanelor decedate. Este un accident de circulație cu consecințe deosebit de grave și rezonanță majoră în societate, examinarea căruia se află la control strict nu doar la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, dar și a țării. În noaptea de 17:05, orele 1 și 13 minute, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Izmail, s-a produs un accident rutier cu implicarea
a mai multor unități de transport. La fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de 27 ani, aflându-se la volanul automobilului model Audi, cu număr de matriculare străine, ce avea ca pasager o femeie în vârstă de 23 de ani, deplasându-se pe bulevardul Ștefan cel Mare, din intersecția bulevardului Constantin Negruse spre strada Tighina, municipiul Chișinău, nu a manifestat atenție sporită la trafic, întrând în intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Izmael la culoarea roșie semaforului. S-a ciocnit cu automobilul de model Toyota, la volanul căruia se afla un bărbat cu vârsta de 40 ani, având ca pasager un bărbat de 47 ani, care se deplasa pe strada Izmael din direcția străzei Mitropolit Varlam, în direcția străzei 31 August. În urma impactului, automobilul Audi a fost proiectat în automobilul de model Dacia Logan, la volanul căruia se afla un bărbat cu vârsta de 41 de ani, având-o ca pasageră o femeie de 23 de ani și copilul minor de 7 ani, care staționa la culoarea roșie a semaforului din bulevardul Ștefan cel Mare, intersecție cu strada Izmael. În rezultatul acestui accident rutier, șoferul și pasagerul automobilului de model Toyota Prius a decedat pe loc, iar alte 4 persoane au suferit diferite traumatisme. Adițional, de la șoferul automobilului de model Audi, au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei. Rezultatul urmează a fi prezentat în perioada următoare. Cunoaștem că în unele surse mass media au apărut unele informații care spun despre faptul că testul de alcoolemie în aer expirat al acestui șofer a arătat un rezultat de 0,03 mg pe litru, fapt care necesită unele clarificări. Astfel vă informăm că este o informație greșită, deoarece proba biologică, cea a sângelui, a fost prelevat și anume rezultatul ei va sta la baza stabilirii stării de ebrietate și natura ei. În baza materialului acumulate de către organul de urmărire penală a direcției din municipiul Chișinău, a fost pornită cauza penală pe faptul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 264, aliniat 5 din Codul Penal, încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat, din imprudență, decesul a două sau mai multor persoane. Se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. În aceeași zi, la orele 7:20, în baza articolului 166, din Codul de Procedură Penală, existând bănuială rezonabilă de comiterea acestei infracțiuni, șoferul automobilului Audi a fost reținut pe un termen de 72 de ore. La moment se efectuează acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauze și diferirii justițiilor a persoanelor vinovate. Suplimentar comunicăm că acest șofer, în perioada anilor 2016-2020, a comis 6 contravenții, pentru care a fost sancționat. Referitor la gradele de rudenie ale acestuia, vă comunicăm că acestea nu au nicio influență asupra examinării circumstanțelor acestei infracțiuni, iar în fața legii toți suntem egali. Totodată, un alt aspect generat de această perioadă sunt cursurile ilegale, care se organizează în mare parte în municipiul Chișinău și suburbii. Cu referire la acțiunile poliției, modul în care se reacționează în astfel de cazuri și acțiunile întreprinse, vă informăm că au fost dispuse verificări de serviciuri, iar dacă se va adeveri că angajații poliției tolerează aceste acțiuni ilegale, nu intervin sau nu acționează conform atribuțiilor de serviciu, vor fi sancționați până la eliberarea din funcție, cu remiterea materialelor acumulate în adresa procuraturii. Este regretabil faptul că chiar la o zi după tragicul accident, în noaptea trecută, pe rețelele socializare au apărut imagini video de o astfel de cursă ilegală, cu participarea unor șoferi irresponsabili. Acest caz a fost înregistrat, urmează a fi investigat și persoanele implicate vor fi trase la răspundere. Imediat în perioada următoare, conducerea Ministerului Afacerilor Interne
va veni cu un pachet de măsuri legislative în vederea înăspririi pedepselor pentru contravențiile din domeniul circulației rutiere, în special pentru depășirea limitei de viteză și starea de ebrietate la volan. Vă asigur că Inspectoratul Național de Securitate Publică va întreprinde toate măsurile necesare pentru diminuarea accidentelor rutiere și prevenirea încălcărilor. Ce țin de situația accidentară pe țară, potrivit analizei, pe parcursul 4 luni ale anului curent, s-au înregistrat 498 accidente în traficul rutier, în rezultatul cărora 69 de persoane au decedat, iar altele 555 au fost traumatizate. Comparativ cu perioada analogică anului precedent, se atestă o descreștere cu minus 29,6% a numărului de accidente înregistrate și respectiv cu minus 34,8% a persoanelor traumatizate, iar numărul persoanelor decedate fiind în creștere cu 6,15%. Cu privire la acest aspect, vom reveni cu detalii, iar acum vă mulțumesc pentru atenție. Nim în platou a fost conferința organizată de IGP despre accidentul de sâmbătă produs în centrul capitalei. S-a menționat că au fost prelevate probe pentru a stabili dacă șoferul a fost sau nu în stare de ebrietate și a fost negată informația apărută în unele surse media, precum că șoferul care era la volanul Audi avea 0,03 mg pe litru. Bărbatul de 27 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. El riscă între 6 și 10 ani, conform articolului 264 din Codul Penal. S-a mai menționat de asemenea că bărbatul a comis în decurs de 4 ani 6 contravenții pentru care a fost sancționat, iar în ceea ce privește gradul de rudenie s-a specificat doar că în fața legii toți suntem egali. Restul detaliilor nu s-au dat. De asemenea, s-a menționat că angajații poliției care au tolerat asemenea cazuri și au admis curse automobilistice în Chișinău și în suburbiile capitalei vor fi demiși. S-a mai menționat de asemenea că e regretabil că noaptea trecută au fost înregistrate curse automobilistice pe străzile capitalei. Am să revin la domnul Țurcanu, care este în direct cu noi, director de școală auto. Am ascultat mai multe informații în această conferință de presă. Ce v-a atras atenția dumneavoastră? Păi, toate detaliile, să vă spun sincer, deja le cunoșteam practic din primele ore și s-a produs acest accident. Mie îmi pare puțin straniu că IGP-ul vine cu așa un comunicat în sens de timp, așa de târziu. Altceva, totuși, consider că acest accident este un eveniment care merită o conferință de presă aparte, unde ar trebui să fie informată populația despre faptul că în ultimele luni au fost nenumărate plângeri, nu vorbesc despre doar rețelele de socializare, vorbesc despre apelurile care au fost făcute de cetățeni către Inspectoratul Național de Patrulare cu privire la acele curse organizate în centrul orașului, pe străzele, pe viaduc, Bulevardul Moscovei. Și s-au repetat noaptea trecută, domnul Țurcanu. Ați remarcat, repetat, da? În noaptea trecută, mai mult ca atât, părinții cu copii mici în toiul nopții sunt speriați de acele sunete și acele raliuri care sunt organizate pe la sensurile giratorii. Eu înțeleg, eram într-o pandemie, eram într-o situație unde, într-adevăr, forțele de ordine erau implicate în multe alte activități, dar să lăsăm în așa hal orașul este prea de tot. Deci, noi și eu probabil înțeleg că Ministerul Afacerilor Interne nu vrea să arunce populația în secolul când era acel vest sălbatic, când frate pentru frate era gata să facă dreptate în stradă. Știți ce aș mai vrea să vă întreb referitor la poliția care totuși a tolerat cursele automobilistice din capitală și din suburbiile Chișinăului? Despre asta a vorbit acum IGP și e un lucru interesant pentru că se pare vor fi anumiți angajați sancționați și chiar dați afară din poliție tocmai pentru faptul că au închis ochii la asemenea cazuri. Știți, eu am să iau apărarea colaboratorilor de rând, fiindcă
ei execută anumite ordine, deci ei nu sunt din capul lor. Niciodată n-am criticat conducerea de vârf sau Ministerul Afacerilor Interne, dar, domnilor, ar fi deja și cazul să aveți grijă de ceea ce se întâmplă. De faptul că demnitatea colaboratorilor este călcată în picioare. Uitați-vă ce se întâmplă în ultimele zile, cum unii indivizi se numesc, nu vreau să-i numesc, dar gunoaie biologice, să numească poliții, să sară la bătaie, să provoace conflicte pe loc drept. Noastră, gândiți-vă la care este demnitatea poliției în general. Nu ar trebui să întreprindem niște măsuri urgente pentru... Deci, ca să înțelegem, deci, acei indivizi care organizează acele curse, chiar nu au nicio frică. Chiar nu au nicio frică față de poliție și îi doare fix în cod de care este starea populației sau acea situație rutieră care o creează. Da, dar e deci, foarte important, de exemplu, dacă presupunem un cetățean ar dori să raporteze un caz concret, știind ce număr de automobil este sau la ce oră și în ce sector s-a circulat și să sune la poliție și să raporteze. De exemplu, s-au organizat raliuri la ora cutare în sectorul cutare. Poliția reacționa. Iată, noi avem un mecanism care să funcționeze bine, curat, operativ, în acest sens. Se întâmplă în felul următor și au fost nenumărate apeluri când poliția era chemată la fața locului, dar ce poate constata un agent care se deplasează la fața locului și nu găsește sau nu constată acea faptă? Care sunt mecanismele legale? Cum pot fi atrași la răspundere acei conducători, acei participanți la acele raliuri și pariuri? Deci chiar se impune, eu nu știu, instituirea, organizarea unui detașament, unui batalion cu destinație specială care ar patrula orașele sau străzile orașelor în automobile mascate, care ar avea și niște, spunem așa, echipament special și niște, și eu sunt de acord, niște atribuții extra care sunt acum pentru a pune la respect și a pune capăt la acel război care se întâmplă acum pe străzi. Păi în mâinile cui sunt soluțiile? În mâinile poliției? Mâinile, aici trebuie să recunosc, fiindcă inițiativa ar trebui să pornească de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Iată, s-a anunțat, de exemplu, că se va merge cu un proiect separat de lege privind înăsprirea sancțiunilor și a pedepselor pentru depășire de viteză și, doi, stare de ebrietate la volan. Este foarte bine și ar trebui să mergem pe principiul avertizare, amendă, suspendarea permisului, anularea permisului, confiscarea mijlocului de transport sau închisoare. Asta ar trebui să fie scara aplicată sau măsurile aplicate. Apropo, în ceea ce privește pedepsele, dacă ați observat și mai mult decât două fraze nu s-a mai spus referitoare la faptul că va răspunde în fața legii șoferul acesta de 27 de ani care a provocat accidentul și s-a strecurat înainte de asta o frază legată de gradul de rudenie care nu-l va ajuta. Cum credeți, la ce s-ar referi oficialul de la IGP? Deci s-ar referi la deci, situația în care deja acest eveniment este într-atât de mediatizat și a ajuns până la cei mai înalți demnitari de stat și, desigur, în acest caz va fi practic imposibilă mușamalizarea acestui, eu știu, accident înfiorător, dar important este altceva. Eu am, o intuiție că acel conducător se va alege doar cu o pedeapsă care presupune o privațiune de libertate, dar, spunem așa, fără ca să execute acea pedeapsă. Deci, legislația Republicii Moldovei este prea permisivă. Deseori, în ultimele ori, aud cuvântul accident. Deci, eu consider nu accident, dar omor. Omor, au fost omorite două persoane. Deci, dumnealui știa la ce poate duce acea viteză circulând în acel automobil, care are și o greutate mai mare. Și, deci, eu consider nu doar un simplu accident, este un omor. Am să revin la Constantin Mihalache pentru a înțelege dacă așteptările pe care le-a avut înainte de conferință de presă s-au împlinit. Costea, mai ești cu noi? Da, sunt aici. Detalii interesante s-au dat despre bărbatul care a provocat accidentul. În decurs de 4 ani a avut 6 contravenții pentru care a fost sancționat, spune poliția. Se vorbește despre niște grade de rudenie, mai mult nimic deocamdată nu știm. Ce probleme ies la suprafață?
legate de acest accident și de bărbatul care l-a provocat? Am văzut ceva știri cu privire la un posibil grad de rudenie pe care l-ar avea cu cineva, nu știu cât de adevărat este, și aș vrea să se confirme sau să se infirme asta, pentru că acum este prematur să vorbim despre acest lucru, așa cred eu, pentru că nu avem ceva confirmat. Dar dacă asta este adevărat, atunci acest caz va stârni și mai mare interes, credeți-mă. Toată lumea o să vrea să vadă cu ce se va termina el. Cum a spus și domnul Țurcanu, informațiile care au fost prezentate în această conferință de presă sunt de fapt cele pe care noi le aveam, le știam, și ba chiar mai puține. Ne-am așteptat la mai multe, dar chiar vrem să vedem cum o să evolueze lucrurile și poate este cazul ca și ministrul afacerilor interne să se expună și el pe marginea acestui caz, pentru că este un caz de rezonanță și tot mai multă lume ar vrea să vadă care este poziția. Da, și dacă ai remarcat, noaptea trecută totuși au mai fost înregistrate curse automobilistice în Chișinău. Poliția deja știe cine și păi unde, în ce sector au mai dat. Pe am dat această știre, am văzut, eu chiar nu puteam să cred la ce văd, pentru că am verificat de câteva ori dacă este cu adevărat cursele astea, dacă s-au organizat ieri. Și tot așa mai departe. Am rămas absolut uimit de acest lucru și mi se pare o dovadă foarte concretă că lumea pur și simplu nu învață din greșelile altora și cel mai important este că la acea întrunire erau și foarte mulți, să zicem, influenceri de pe Instagram din Republica Moldova și acest lucru chiar nu le face față. Costea, cine sunt ei, iată acești șoferi care fac raliuri prin Chișinău? Mie mi este greu să vă spun. Aparent oameni ca și noi, dar care au să vede cu o viziune un pic diferită asupra unor lucruri. Noi, dacă luptăm ca întotdeauna să avem un nivel de siguranță cât mai înalt la trafic, atunci ei posibil nu înțeleg care este riscul la care se expun. Și cel mai important din toate reportajele astea, video pe care le vedem pe stories-uri sau iată că și în știri participă automobile foarte slab pregătite, automobile vechi, care nici măcar nu știe în ce stare se află tehnică. Deci acesta este un lucru tot foarte important. Ei n-au unde să se distreze. Poate un agent economic să se apuce să construiască o platformă de câteva zeci de kilometri pentru acești amatori de curse automobilistice? Asta costă milioane și nu de lei. Asta costă foarte mult și nu este deocamdată rațional să fie construită în Republica Moldova. Dar eu o să vă spun un lucru, pentru că am văzut acest subiect ridicat pe rețelele de socializare. Eu să vă spun, părerea mea este că cei care participă la cursele ilegale cu mașinile pe care le vedem noi, credeți-mă că nu o să meargă ei pe un circuit unde un tur costă destul de mult ca să-l faci. Oricum vor căuta să fie mai ieftin și să o facă undeva în afara unui circuit. Cei responsabili, da, vor merge pe circuit. Vom asista, crezi, în zilele următoare la reținerea sau cel puțin la registrarea concretă a mai multor persoane cu nume concrete care organizează astfel de raliuri periodic în Chișinău? Este greu și nu de numai în depinde capitală, care sunt de fapt informațiile pe care le au autoritățile. Este foarte greu de zis. Din ceea ce am înțeles că au spus cei de la IGP, adică mie nu mi s-a creat impresia că poliția cumva acoperă, iată, aceste curse ilegale. Iarăși, mă voi întoarce la acele automobile care participă acolo. Nu cred eu că cineva are posibilitatea să își permită ca, nu știu, cineva să le acopere activitatea. Dar credeți-mă că ei sunt niște băieți care se descurcă tare ușor. Dacă înainte erau organizate cursele pe la Băcioi, pe acolo pe traseu, și 5 ani în urmă, apropo, ținem minte că acolo au decedat 5 oameni în urma unor curse ilegale, iată că noi le vedem deja mutate în Chișinău. Și asta s-a întâmplat de câțiva ani. Mutate în Chișinău așa de-a binelea, le vedem în fiecare sector. Oamenii care trăiesc pe Mircea cel Bătrân, Alba Iulia, Ștefan cel Mare, București, știu foarte bine despre ce vorbesc, și multe alte străzi din Chișinău. Ele se întâmplă, acum e de
responsabilitatea autorităților să se termine cu aceste lucruri și cel mai bine ar fi la cei care cu adevărat fac aceste curse să se ajungă la confiscarea. Vom urmări și noi situația și cum stau lucrurile. Cu siguranță că de ieri deja a pornit și așa un fel de presiune publică. Mulțumesc tare mult lui Constantin Mihalache și Denis Țurcanu pentru participarea de astăzi la emisiune. A vorbit despre accidentul de sâmbătă și despre felul în care ar trebui să fie oprite asemenea cazuri. A ieșit într-o conferință de presă și Inspectoratul General al Poliției, menționând că va avea un proiect, un pachet separat de lege pentru înăsprirea sancțiunilor și pedepselor pentru viteză depășită și stare de ebrietate la volan. Nu pierdeți mai departe știrile la fix la ora 13 în limba rusă. Ne revedem mâine la o nouă ediție Publica Report la 12:20 ca de obicei. Numai bine, o zi frumoasă!